Nu, 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 nu mi-a ordon tu mie ce să fac. Nu, nu, dar stai, 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 stai. Da, da, am înțeles, am înțeles, da, 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 da. Așa facem, așa facem, da, da. Dar nu mi-a ordon tu mie ce să fac. Că dacă mi-a ordon tu mie ce să fac, mi-a ordonat mie mami și tati. Și te-ai găsit tu să-mi ordon. Nu, 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 eu nu sunt controlată de nimeni. Nu, 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 nu. Da, exact așa, cum am vorbit eu, cum am vorbit eu, cum ți-am spus eu că e planul meu. Doamne, ce-o fi? Da, da, exact, exact, așa facem, așa facem, da, da, da. Deci, exact cum am stabilit de la bun început, fără schimbări de plan, ai înțeles? Oh. Ai ceva să-mi spui, Daniela? Nu, n-am nimic să spun. Să știi că mai avem mâncare în frigider. Dacă vrei, te duci să mănânci. Poftă bună! Eu plec acum, am niște treabă de făcut. Daniela, sunt sigură că ai ceva să-mi spui. Nu, chiar nu am nimic să spun, nu știu despre ce vorbești. Daniela, întoarce-te și vorbește cu mine. Am făcut piept de pui și dacă vrei să mănânci, ai niște cartofi congelați în congelator. Ți-i faci tu singurică. Deci, ca să știi, nu este vina mea că eu l-am omorât pe Edwin. Este vina Isabelei! Ea a făcut asta, nu eu! Da? Ține minte, Vasilica, eu ți-am fost aproape. Eu am fost prietena ta cea mai bună, până în momentul de față. Dar acum, nu mai vreau să mai fiu prietena ta. Pur și simplu, am să părăsesc această conversație. Unde pleci, făi? Pleacă, Daniel, și lasă-mă în pace! Nu mai veni tu să-mi îmi reglementezi tu mie aici, temei! Lasă-mă în pace! Ți-am spus ce am avut de spus. Dacă vrei să mă crezi, bine, stai, dacă nu, nu, de lângă nu. Mine în timp ce vorbesc cu tine. Nu, nu mai vreau. Pur și simplu nu mai suport. Însătulă de tine și de micile tale. Am plecat. Vino înapoi, Daniela, acum. Daniela! Unde sunt aici? Ce e locul ăsta? Unde naiba sunt aici? Alo? 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 Anaïs? Anaïs? Bună, Isabela! Tu cine ești? Pe cine cauți? Ah, eu sunt Kirana. Kiran? Pe cine cauți, dragă? Da. Kirana, știi unde este Anaïs? Anaïs? Anaïs, ești aici? Ah, iau-te, în spatele tău! Uite-o! Anaïs? Nu e dragă? Poate. Kirana, du-te din fața mea. Și dacă nu vreau? Anaïs? 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 Ai crezut că scap de mine? Bu! Nu, nu, nu! Stai aici! Anaïs nu e aici! Te rog frumos, nu vreau să încurc pe nimeni și nu vreau să deranjez pe nimeni. Îmi este foarte teamă! Nu știu unde sunt și o caut pe Anaïs. Isabela, poți să cauți aici pe Anaïs cât vrei tu, nu o să o găsești pe aici. Dar unde e Anaïs? Ce se pare că are ce să facă aici Anaïs? Ce-ar căuta aici Anaïs, în primul rând? Ea m-a trimis aici. Nu te-a trimis în locul potrivit, drag. Te rog, lasă-mă să plec. Te rog. Să pleci? Poți să pleci? Hai! Anaïs!
Anaïs nu e aici. Caut-o, dar nu o să găsesc, ți-am spus. Nu dai de aici, n-are ce căuta aici. Nu mai căuta. Dacă credeți că zâmile și sirenele sunt doar niște creaturi mitologice, mă înșelați. Ele trăiesc printre noi, fără să ne dăm seama. Stau pe insule, izolate de ochii lumii, prin castele ascunse, în păduri greu de văzut cu ochiul liber. Dar acum este timpul să dăm o fugă până acum, pentru a le cere ajutorul. Harul sirenelor este singurul care ne mai poate oferi puțină speranță. Norocul nostru este că eu sunt o persoană foarte de temă printre spirite și pot contacta cele mai puternice sirene, fiicele lui Poseidon. Dar există o singură problemă. El este fostul meu iubit. Sub insula este un loc ascuns de cei care ajung pe ea, unde Poseidon își cheamă fiicele din fiecare ocean pentru a le oferi noi daruri. Noi daruri pentru a se proteja de răutatea lumii celelalte, unde ele sunt vânate cu orice preț. Feranda, de câteva zile încoace mă tot constrânge ceva. Simt că ceva vine după noi și nu ne vrea binele. Iana, și am același sentiment și nu cred că este doar o presimțire. Cred că cineva chiar vine după noi. Cred că acel ceva ne vrea răul și este foarte aproape. Simt că transa noastră contra acelui ceva nu este destul de puternică. Trebuie să ne pregătim. Într-o lume de pas, undeva în depărtare, ferite de răutatea oamenilor și ascunse într-un castel ca de poveste, acoperit de cele mai frumoase flori din tot ținutul, la poalele muntelui Narcovia, protejând inima sacra naturii, se află cele două creaturi de care avem nevoie. Anastasia și Beatrix, cele mai șirete și frumoase dintre zâne, care ne vor ajuta în aventura noastră. Dar mai întâi, trebuie să ajungem acolo, unde haosul lumii încă nu și-a făcut simțită prezența. Cine ești tu? Și cine te-a adus aici, pe teritoriul nostru? Maioritelor, dați-mi drumul de aici. De ce? Doamne, cine ești, mă, tu? Și cine te-a adus aici, mai netrebnicule care ești și care îți permis să încalci teritoriul zânelor? Eu nu am venit aici să încalc nicio tărâm. Mai nesimțitule! Mai, mai, cum adică nesimțit? Taci din gură! Nu, nu taci din gură! Ba da! Taci din gură, nu vorbești tu peste mine. Mai, ca să ne înțelegem. Eu nici măcar nu știu cum am ajuns aici și nici ce caut aici. Nu înțeleg ce aveți cu mine. Măi, Paduche, tu chiar așa proastă ne crezi? Cum adică nu știi cum ai ajuns aici? Cineva te-a trimis. Așa că zi mai repede, necezatule. Mai, pe mine nu m-a trimis nimeni. Eu doar mergeam prin pădure, doar m-am rătăcit. Atunci, dacă te-ai rătăcit, rătăcit vei rămâne. Vei arde în copaie și te vei duce unde ai vedea tu cu ochii, nătăfnețule care ești. Anaïs, invoco te ut venia et mi aduve in futuro problema ignes habeo et vire tuas requiro ut e unia a solva pro me? Poți să știi și eu ce caut aici, în primul rând, în cuveita cuveitelor? Ce dracu sunt aici, Sfânta Fecioară? Ule dracu, mi-ai adus fătirea aia, dracu, să fii Basilico? Ce dracu vrei fă de la mine? Anaïs, cum ai chemat? Am nevoie de ajutorul tău. Isabela mi-a omorât persoana pe care o iubeam cel mai mult. Este vorba despre soțul meu, Edwin. Edwin? Da, Isabela l-a omorât. Cum a putut Isabela să-l omoare, având în vedere că Isabela nu mai e aici?
Nu este vorba despre acum. Este vorba că abia acum am reușit să aflu și am nevoie de răzbunarea asta. Dana, totuși a venit la mine și mi-a cerut ajutorul și am ajutat-o, dar cineva s-a ocupat de ea și a făcut mai mult rău decât aș fi crezut eu, dar n-am cum să mă pun în locul acelei persoane, înțelegi? Lucrul ăsta nu prea am cum. Am două persoane care ne vor ajuta pentru a o aduce înapoi și am obține răzbunarea mult dorită. Și cine sunt acele persoane? Vei vedea pe drum. Sună foarte excitant pentru mine, chiar aș vrea să mă fut! Mă fut rău de tot, Basilico, rău de tot mă fut! Haide, hai să mergem, hai! Unde mergem? Haide! Bine după mine. Aici este Anais. Aici ce? Aici e insula unde trebuie să ajungem. Aici mă fut? Rămâne de văzut. Ce? Alea? Alea sunt sirenele. Sirene? Ce sunt sirene, Vasilica? Ce sunt alea sirene? Sunt un fel de femei pești. O să vezi, vină după mine. Adică astea-s hamsi? Da, am putea să vă spun ce sunt. Și le prăjesc? Nu le prăjesc, dar nu le prăjesc. Oh, mi-e poftă de mămăligă și hamsie. Bineînțeles, dracu, eu trebuie mă cumpărată! Jumate femei, jumate pești! Vasilica! Vasilica? Ce faci aici? Ce te-a deținut la noi? Am nevoie de ajutorul vostru. Sigur că da! Nu! Adică avem treabă, nu putem, Vasilica. Ba sigur că putem! Nu! Putem! Vasilica, scuze. Eu zic să te mai gândești încă o dată, Iana. Îmi pare rău, Vasilica, dar să zic că nu putem să te ajutăm acum. Avem puțină treabă. Ba da, haide să ajutăm. Nu, Feranda! În calitate de soră mai mare, îți ordon că nu putem să ajutăm. Clar? Bine. Focul pe voi că vă bag în tigaia cu și vă prăjesc hamsie și somon! Fiațele, dragul, să fiți, aveți și voi voce și cap și... Ce dracu vă vedeți, fă? Fă! Ia vină fătul încoace, firea aia, dracu, tu, Feranda! Aveți 2 secunde la dispoziție să-mi acceptați oferta, ca să nu fac exact cum a spus prietena mea și să fiți prăjite. Tata! Nu. Vasilica, îmi pare rău. Îți pare rău? Ea n-o să te prăjesc data viitoare. Încearcă doar. Provoacă-mă. Tata e aici și știi foarte bine de ce e în stare, Vasilica. Atunci o să merg să vorbesc cu el, Iana. Du-te, Vasilica. Tași, Feranda! Focul și pulberea pe voi! Jumate pești, jumate femei! Să vede ce face tata. Este posibil. Încă o dată și-ai belit-o cu mine. Urătanie! Ce-i aia de sus? Este Poseidon. Ce era Poseidon? E zeul apelor. Apelor? Da, și în același timp, fostul meu iubit. Haide, trebuie să vorbim cu el. Mă fut! Poseidon! Ce trebuie? Am nevoie de ajutorul fetelor tale. Da, păi să înțeleg că muritorul la de rând nu îți face față la problemele tale? Nu vorbi așa despre el, nici măcar nu-l cunoști. Indiferent dacă îl cunosc sau nu-l cunosc, fetele mele nu o să te ajute. În niciun caz. Știi foarte bine ce-ai făcut. Nu ți-am făcut nimic, m-a săturat de tine. O să-ți iau fetele și dacă nu ai de gând să mă apropi, o să-mi simți mânia. Doar încearcă-mă. Rămâne de văzut fetele tale, Poseidon. Să nu se rămână acasă. O pleacă, mai e timp de aici. Vasilica! Ceva rău vine! Trebuie să plecăm de aici imediat! Haide!
sunt părinții noștri și niciodată n-ați fost. Pentru noi sunteți doar niște sclavi, asta sunteți pentru noi. Sunteți zero în fața noastră. Și azi o să muriți, chiar de noi, noi o să vă omorăm. Și o să putreziți aici, în groapa asta. Nu veți fi niciodată părinții noștri. O valoare nu aveți în fața noastră, veți putrezi într-un sirchiu alături de restul morților în cimitir. Vreau să vă văd cum valviți la față și muriți pe loc. Faptul că părinții noștri au renunțat la noi și acum voi sunteți părinții noștri modeli în viață, nu există. Ne vrem părinții înapoi și vă vrem pe voi morți. Clar! Doamne, 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 dar ce copii frumoși! Ia uite-te când vă căutam și în sfârșit v-am găsit. Mati, cine sunt domnii? Habar n-am, Jessica. Nu mă cunoști? Nu, ar trebui să te cunosc. Normal că ar trebui să mă cunoști, dar nu este timpul pierdut, ne vom cunoaște cât de curând. Mati, Jessica, ia uite ce frumos ați crescut. Chiar nu mă gândeam. Dacă vă cunosc, normal că vă cunosc. Ei bine, noi nu te cunoaștem. Ce-ar fi să te prezinți dacă tot ai venit aici, nu? O să mă prezint, desigur că mă voi prezenta, dar toate la timpul potrivit, nu mai fi atât de nerăbdătoare. Nu cred că ne permitem, nu? Tu cu mine nu-ți permiți, eu cu tine îmi permit orice, dar o să vezi asta pe parcurs, nu e nicio problemă. Nu prea cred, dar sigur. Deci cu ce motiv ați venit aici, domnișoară, doamnă? Nu contează. Vei afla la momentul potrivit. Momentan vreau să discut cu părinții voștri. Ce vrei tu să discuți cu ei? Vei afla, nu mai fii atât de curios. Știi ce se întâmplă cu curioșii? Mor repede. Mă vă rog, moment de tăcere, da? Mersi. Chiar te rog. Acum, dragi părinți, cum vă simțiți când ați ajuns fix în halul ăsta? Eu nu mă așteptam. Pur și simplu simt că am încercat să modelez un fier și eu am crezut că este plastilină și pur și simplu am crezut că acești copii vor învăța din bunele maniere și vor fi educați, dar nu am putut să-i modelez și simt că am eșuat ca și tată. Doar simți? Nu, chiar ai eșuat ca și tată, dar mă rog, asta o să îți dai tu seama. Iar tu, dragă mamă... Ne pare rău. Dacă știam că se va întâmpla așa, aș fi spus de înainte tot adevărul. Păi și te așteptă ceva dacă spuneai dinainte, nu, vezi în ce hal ai ajuns în momentul ăsta, în ce hal ați ajuns în momentul ăsta, e penibil, îmi pare rău că vă spun. Începe să-mi pleacă de ea. Vă rugăm, mai acordați-ne o șansă, promitem că îi vom repara, vă promit. Nu, timpul s-a scurs. S-a dus tot timpul din lume. Știi ce se întâmplă când se duce tot timpul din lume? Vă spun eu acum, se încheie totul pentru persoanele respective, așa că te rog, domnul din spate, fă-mi plăcerea și arată-le și copiilor de ceea ce suntem în stare. Poftim? Ce? Mama! Mama! Tată! Ce le-ați făcut? Ce-ați făcut cu ei? Ce-ați făcut cu ei? Mama! Mama! Tată! Mama! Ce le-ați făcut? Cine sunt de ce le-ați făcut? Îmi pare rău! Poate... Mă spune că ce e aici? Maia. Laura! Mi-a fost dor de tine, Anais. Te rog, Basilica! Ia-i! Nu! Stai pe loc! Nu se poate! Maia. E Laura!
ofreciste a estos niños, así los aceptaré yo. Su poder ahora se convierte en mío. Su muerte traerá sufrimiento y tragedia a las almas de todos. Solo yo podré detener este sufrimiento. Simplemente no quiero, quiero hacerlo aún más fuerte. Toma las almas de los niños. ¡Laura! ¡Opréstate el momento, Nasta! Anaís, creo que este deja muy traducido dentro de ti. Lasă copiii în pace, am spus. Niciodată. Lasă copiii în pace, Laura. Absolut niciodată, este mult prea târziu. Bună, serioară. Bine ne-am regăsit. Ce caută ea aici, Laura? Da, pleacă, Anaïs, pleacă. Fă ce știi tu mai bine, oricum vin după tine. Pleacă! Credeți că puteți să-mi faceți vreun rău? Habar nu aveți prin câte am trecut eu. Iar toate astea i se datorează Danelei! Iar eu o să vin ușor după tine, iubita mea. După tine și o să mă asigur că viața ta o să fie un chip. Viața ta, de azi încolo, o să fie a mea. Iar eu o să controlez tot. Exact cum îmi doresc. Vreau să mor, o să mor, o să mor, o să mor, o să mor! Anaïs, pregătește-te că vin după tine!